Hrăniți-l cu pâinea și cu apa întristării. Cartea Cronici 2, capitolul 18. Pot spune ușor că universul n-are niciun rost. Nimeni nu se va supăra. Dar afirmă același lucru despre un individ oarecare. El va protesta și va lua chiar măsuri spre a te sancționa. Așa suntem cu toții. Ne scoatem din cauză când e vorba de un principiu general și nu ne e rușine să ne izolăm într-o excepție. Dacă universul n-are niciun rost, scăpat am careva din blestemul acestei osânde? Tot secretul vieții se reduce la atât. Ea n-are niciun rost. Fiecare din noi găsește însă unul. Singurătatea nu te învață că ești singur, ci singurul. Dumnezeu are tot interesul să-și vegheze adevărurile. Uneori, o simplă smucitură din umeri ele dărâmă pe toate, căci gândurile ele au surpat de mult. Dacă un vierme e capabil de neliniște metafizică, și el îi tulbură somnul. Gândul la Dumnezeu este un obstacol sinuciderii, dar nu morții. El nu îmblânzește deloc întunericul de care se va fi speriat Dumnezeu pe vremea când își căuta pulsul prin teroarea nimicului. Se spune că Diogene s-ar fi ocupat cu falsificarea de bani. Orice om care nu crede în adevărul absolut are drept să falsifice totul. Diogene, dacă se năștea după Hristos, ar fi fost un sfânt. Admirația pentru cinici și 2000 de ani de creștinism, la ce nu te poate duce? Un Diogene duios. Platon a numit pe Diogene un Socrate nebun. Greu mai poate fi salvat Socrate. Dacă ar prinde glas agitația surdă din mine, fiecare gest ar fi o îngenunchiere la un zid al plângerii. Port un doliu din naștere, doliul acestei lumi. Tot ce nu-i uitare ne uzează substanța. Remușcarea este la antipodul uitării. De aceea se ridică ea amenințătoare ca un monstru străvechi ce te răpune din priviri sau îți umple clipele cu senzații de plumb topit în sânge. Oamenii simpli simt remușcări în urma unui act oarecare. Ei știu de ce le au, fiindcă motivele le sunt sub ochi. În zadar le-am vorbit de accese. Ei n-ar putea înțelege tăria unui chin inutil. Remușcarea metafizică este o tulburare fără cauză, o neliniște etică pe marginea vieții. N-ai nicio vină pe care să o regreți și totuși simți remușcări. Nu-ți aduce aminte de nimic, dar te năpădește un infinit dureros al trecutului. N-ai făcut nicio faptă rea, dar te simți responsabil de răul universului. Senzații de satană în delir, de scrupuli, principiul răului în mrejele problemelor etice și în teroarea imediată a soluțiilor. Cu cât ești mai puțin indiferent în fața răului, cu atât ești mai aproape de remușcarea esențială. Aceasta e uneori tulbure și echivocă. Atunci porți povara absenței binelui. Violetul e culoarea remușcării. Ceea ce e straniu în el pleacă din lupta dintre frivolitate și melancolie, cu triumful ultimei. Remușcarea este forma etică a regretului. Părerile de rău devin probleme, iar nu tristeți. Un regret ridicat la rangul de suferință. Ea nu rezolvă nimic, dar începe totul. Apariția moralei este identică întâiului freamăt de remușcare. Un dinamism dureros face din ea o risipă somptuoasă și zadarnică a sufletului. Numai marea și fumul de țigară ne dau imaginea ei. Păcatul este expresia religioasă a remușcării, precum regretul, expresie ei poetică. Primul este o limită superioară, ultimul, una inferioară. Te căiești de ceva ce s-a întâmplat sub tine. Erai liber să dispui alt curs lucrurilor, dar atracția răului sau a vulgarității a învins reflexia etică. Ambiguitatea pleacă din amestecul de teologie și vulgaritate din orice remușcare. În nimic nu simți mai dureros irreversibilitatea timpului ca în ea. Ireparabilul nu-i decât interpretarea morală a acestei irreversibilități.
Răul ne dezvăluie substanța demonică a timpului. Binele, potențialul de veșnicie al devenirii. Răul este abandonare. Binele, un calcul inspirat. Nimeni nu știe diferența rațională a unuia față de celălalt. Dar simțim cu toții căldura dureroasă a răului și răceala extatică a binelui. Dualismul lor transpune în lumea valorilor un altul mai adânc, nevinovăție și cunoaștere. Ceea ce deosebește remușcarea de deznădejde, de ură sau de groază, este o îndoioșare, un patetic al incurabilului. Sunt atâți oameni pe care îi separă de moarte doar nostalgia ei. În aceasta, moartea își creează din viață o oglindă pentru a se putea admira. Poezia nu-i decât instrumentul unui funebru narcisism. Atât animalele, cât și plantele sunt triste, dar ele n-au descoperit tristețea ca un procedeu de cunoaștere. Numai măsura în care omul îl folosește încetează a fi natură. Privind în jurul nostru, cine nu observă că am acordat prietenia la plante, animale și la câte minerale, dar niciunui om. Lumea nu-i decât un nicăieri universal, de aceea n-ai unde să te duci niciodată. Toate momentele acelea când viața tace, ca să-ți auzi singurătatea. În Paris, ca și într-un cătun îndepărtat, timpul se retrage, se înghemuiește într-un colț al conștiinței și rămâi cu tine însuți, cu umbrele și luminile tale. Sufletul s-a izolat și în zvârcoliri nedefinite se ridică la suprafața ta ca un cadavru pescuit în adâncimi. Și atunci îți dai seama că mai există și alt sens al pierderii sufletului decât cel biblic. Toate gândurile par gemetele unei râme călcate de îngeri. Nu poți pricepe ce înseamnă meditația dacă nu ești obișnuit să asculți tăcere. Vocea ei este un demn la renunțare. Toate inițierile religioase sunt cufundări în adâncimile ei. Din misterul lui Buddha am început să bănuiesc în clipa în care m-a apucat frica de tăcere. Muțenia cosmică îți spune atâtea lucruri că lașitatea te împinge în brațele acestei lumi. Religia e o revelație atenuată a tăcerii, o îndulcire a lecției de nihilism ce ne inspiră șoaptele ei, filtrate de teama și prudența noastră. Astfel se așează tăcerea la antipodul vieții. De câte ori îmi vine în minte cuvântul rătăcire, de atâtea ori am revelația omului. Și tot de atâtea ori parcă au ațipit munții pe fruntea mea. Suso ne spune în autobiografia sa că și-a gravat numele lui Iisus cu un stil metalic în dreptul inimii. Sângele n-a curs în zadar, căci după vreme descoperă o lumină în acele litere pe care le acoperă ca să nu le zărească nimeni. Ce mi-aș scrie în dreptul inimii? Se prea poate că nefericire. Și surpriza lui Suso s-ar repeta la interval de secole dacă diavolul ar avea lumină măcar pentru emblema lui. În felul acesta, inima omenească ar ajunge reclama luminoasă a satanei. Sunt poeni în care îngerii își fac vilegiatura. În ele aș semăna flori din marginea deșerturilor, ca să mă odihnesc în umbra propriului simbol. Trebuie să ai spiritul unui sceptic grec și o inimă de Iov ca să încerci sentimentele în ele însele. Un păcat fără vină, o tristețe fără motiv, o remușcare fără cauză, o ură fără obiect. Sentimente pure care își au echivalentul în a filozofa fără probleme. Nici viața și nici gândirea nu mai au în felul acesta vreo legătură cu timpul, iar existența se definește ca o suspendare. Tot ce se petrece în tine nu se mai poate raporta la nimic, fiindcă nu se îndreaptă nicăieri, ci se epuizează în finalitatea internă a actului. Devii cu atât mai esențial cu cât repești istoriei tale caracterul de temporalitate. Privirile spre cer n-au dată, iar viața în ea însăși e mai puțin localizabilă decât neantul. În dorul după absolut există puritatea unui vag,
care trebuie să ne lecuiască de infecțiile temporale și să ne servească de prototip al neîncetatei suspendări. Căci aceasta nu-i în fond decât deparazitarea conștiinței de timp. De câte ori mă gândesc la om, mila îmi înneacă gândurile. Și astfel, nu-i pot da de urmă în niciun chip. O frântură în natură te obligă la meditații frânte. Pasiunea pentru sfințenie înlocuiește alcoolul în aceeași măsură ca muzica. Tot așa erotica și poezia, forme diferite ale uitării, perfect substituibile. Bețivii, sfinții, îndrăgostiții și poeții se află inițial la aceeași distanță de cer sau, mai bine zis, de pământ. Numai căile diferă, deși toți sunt pe cale să nu mai fie oameni. Așa se explică de ce o voluptate a imanenței îi condamnă în mod egal.